Vă salut, dragii mei! Sunt în oficiu compania Green World. Iată aici, noi citim lecții, dar m-am așezat în spate, deoarece să filmez la lumina naturală, lumina zilei. Afară este soare, este foarte frumos și mi-am ales astăzi acest filmuleț ca un filmuleț, ca o informație utilă pentru părinți, pentru bunei, bunici, doar dacă primiți, doar dacă vreți să cunoașteți de ce trebuie să pregătim copiii pentru perioada de vară. Ne punem întrebarea și noi. Și avem atâtea de spus, atât de informat. Și mi-am adus aminte când practicam pe malul Volgii, în Rusia, și curam copiii dezbolnavi. Și cum adunam plantele medicinale și vroiam să le ajutăm acestor copii. Și acum când este atâta informație, atâtea pastile vegetale, ca să le ajutăm copiilor să le încărcăm bateriile, să le încărcăm bateriile, să le alimentăm bancomatele imunitare, e păcat să nu primim informația aceasta folositoare. Și dacă sunt acum aici, înseamnă că cineva are nevoie de mine. Și să începem de fapt că de ce am venit aici să vă filmez acest film pentru copiii noștri, ca să vedem sănătoși, să vedem națiunea noastră bucuroasă și cu mari performanțe. Cei care urmăresc, ați văzut că am publicat un filmuleț despre metodele de profilaxie și de pregătire în primăvară pentru maturi. Voi lăsa linkurile în descriere, dar cei care n-au reușit să înceapă procesele sau metodele de menținere, de profilaxie, de deparazitare, vom începe să ajutăm copiilor. Și vreau să vă menționez că filmulețul și informația este pentru școlarizați. Necătând la faptul că produsul Green World îl folosim și are rezultate bune chiar de la conceptul copilului. Ce avem pentru deparazitarea copiilor? Avem două preparate care le-am ales, avem mai multe, dar am ales două preparate. Am ales cincion căpsulițe, care sunt foarte, foarte folositoare și dau rezultate în deparazitarea copiilor. Faptul că aceste căpsulițe vegetale ne creează un mediu care nu prea le place vermișorilor intestinali. Îndată ce am făcut cura de deparazitare, începem după aceea de menținere cu căpsulițe cu ulei de usturoi, care are un efect antibacterial și antiparazitar. Puteți cu aceste două preparate și să vindecați copiii, dar puteți și să faceți o cură de profilaxie. Mai aveți timp de o lună. În luna mai se mai poate încă de folosit aceste preparate de pregătire a copiilor în perioada cu începerea căldurilor. Copiii e bine să respecte regimul de apă. Noi putem să le recomandăm copiilor după iarnă, după încăperile închise, după atâta muncă intelectuală, pentru a-și reînvia forțele, pentru vigoare, pentru tonizare, ceaiul din hrișca amară. Ceaiul care conține multe, multe vitamine, multe, multe minerale, acid folic și rutină, care va ajuta copiilor să se mențină bine după o traumă, să diminueze ecchimozele, vânătăile, să prevenim hemoragiile nazale. Este foarte bine ca un pliculeț să-l infuziați la 1 litru de apă, copilul în sticluță și în timpul zilei să bea acest ceai. Va fi de folos copilului. Pentru copiii care Înainte, pentru copiii care au examene, au bacalaureat, alegem preparatul
preparatul util pentru această perioadă, lecitina. Lecitina este un fosfolipid care ne protejează celula de rugină, de oxidare. Ajută ca celula nervoasă, mai ales cea nervoasă, în cazul când avem copii. Lecitina este un fosfolipid care întărește membrana celulară, care ajută celulei să nu ruginească, să nu se oxideze. Este un foarte bun preparat în alegerea înainte de examene, pentru a avea performanțe fizice și intelectuale. Nu pot să nu menționez faptul că o fetiță, nu vreau să zic pacientă, o fetiță care învăța foarte, foarte bine, era foarte emoționată și avea frică de bacalaureat. Le-am propus să ia lecitină timp de o lună și a dat tot bacalaureatul, toate examenele pe nota 10. Nici nu și-a închipuit că poate așa să fie. Irina, dacă mă vezi și mă auzi, lasă te rog un comentariu și îți doresc succese acolo unde tu te înveți, în Olanda. Cu mult drag, te iubesc! Aveți grijă pentru copii, dacă vreți ca copilul să aibă o imunitate puternică, să vă crească fără dureri în articulație, fără dureri în oase, alegeți kitul pediatric, selenul, calciu și zincul, care ne va ajuta în a rezolva problema, a ne ajuta să încărcăm bancomatul copilului și totodată ne va ajuta copilului să meargă și la școală, performanțe mari. Unii copii în această perioadă, după această perioadă de iară, de primăvară, nu au poftă de mâncare, sunt pasivi, sunt somnoroși, au regurgitări, au disfuncții gastrointestinale, au vomă, dureri în burtă. Preparatul Hautou, o ciupercă superioară, care conține ciuparca shiitake, ciuparca auricularius, conține fermentul papaină, vine în ajutor acestor copii. Doar să alegem, doar să credem, să experimentăm și să avem rezultate. Copilul în sticluță și în timpul zilei să bea acest ceai. Va fi de folos copilului. Pentru copiii care au examene, au bacalaureat, alegem preparatul util pentru această perioadă, lecitina. Lecitina este un fosfolipid care ne protejează celula de rugină, de oxidare. Ajută ca celula nervoasă, mai ales cea nervoasă, în cazul când avem copii. Lecitina este un fosfolipid care întărește membrana celulară, care ajută celulei să nu ruginească, să nu se oxideze. Este un foarte bun preparat în alegerea înainte de examene, pentru a avea performanțe fizice și intelectuale. Nu pot să nu menționez faptul că o fetiță, nu vreau să zic pacientă, o fetiță care învăța foarte, foarte bine, era foarte emoționată și avea frică de bacalaureat. Le-am propus să ia lecitină timp de o lună și a dat tot bacalaureatul, toate examenele pe nota 10. Nici nu și-a închipuit că poate așa să fie. Irina, dacă mă vezi și mă auzi, lasă te rog un comentariu și îți doresc succese acolo unde tu te înveți, în Olanda. Cu mult drag, te iubesc! Aveți grijă pentru copii, dacă vreți ca copilul să aibă o imunitate puternică, să vă crească fără dureri în articulație, fără dureri în oase, alegeți kitul pediatric, selenul, calciu și zincul, care ne va ajuta în a rezolva problema,
a ne ajuta să încărcăm bancomatul copilului și totodată ne va ajuta copilului să meargă și la școală, performanțe mari. Unii copii în această perioadă, după lecții, după această perioadă de iară, de primăvară, nu au poftă de mâncare, sunt pasivi, sunt somnoroși, au regurgitări, au disfuncții gastrointestinale, au vomă, dureri în burtă. Preparatul Hautou, o ciupercă superioară, care conține ciuparca shiitake, ciuparca auricularius, conține fermentul papaină, vine în ajutor acestor copii. Doar să alegem, doar să credem, să experimentăm și să avem rezultate. O metodă foarte bună pentru ca copiii să iubească pasteluțele vegetale este de a lăsa pasteluțele pe masă sau le-a aranja într-o farfurie pentru ca copilul să-și aleagă intuitiv pasteluța dorită. Căci copilul cunoaște mai multe despre ceea ce își dorește, ca să nu fie un ceva că trebuie. Și copilul va fi recunoscător prin sănătatea și buna dispoziție. Mai multe informații despre aceste produse găsiți pe blogul frumusețeavârstăelegante.com și de la persoana care v-a recomandat acest filmuleț. Filmulețul a fost informativ. Dacă v-a plăcut, dați like, scrieți comentarii și spuneți-mi părerea voastră despre medicina profilactică, despre medicina preventivă. Se merită ca noi să ne pregătim copiii pentru perioada de vară. Eu cred că se merită. Eu sunt bucuroasă pentru a vă da informații utile, pentru a vă ajuta în a menține sănătatea și alături de noi sănătatea copiilor, ca noi bunicii și bunelele, părinții, mămicile și tăticii, să avem și noi o vacanță frumoasă. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!